Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Un incendiu a izbucnit la Spitalul de Pediatrie din Slatina și ne arată că, deși istoria neglijențelor din spitalele de stat se repetă, autoritățile nu învață nimic din greșeli. Astăzi, un pacient cu probleme de comportament a dat foc izolatorului în care se afla, folosindu-se de o brichetă pe care cadrele medicale nu știau că o are asupra lui. Planul roșu a fost activat, iar 36 de bolnavi au fost evacuați, o parte dintre ei intoxicați cu fum. Incendiul a pornit în jurul orei 11:30 la parterul Spitalului de Psihiatrie din Slatina. Dezastrul a fost provocat de un pacient agitat care avea asupra lui o brichetă. A dat foc încăperii în care se afla, iar flăcările, urmate de fum dens și negru, s-au extins pe holuri. Peste 100 de pompieri au intervenit. Incendiul a pornit chiar în izolatorul din spatele meu, în care erau ținuți pacienții recalcitranți. Bărbatul care a provocat focul are în jur de 40 de ani și era în stare de sevraj. Acesta a fost transportat împreună cu alți 7 pacienți la spital și este din fericire în stare conștientă. În total, 36 de bolnavi și alte 14 cadre medicale au fost evacuați din spital. Încăperea în care a izbucnit incendiul este afectată în proporție foarte mare. În interior se aflau foarte multe materiale combustibile, fapt care a dus la degajarea unei cantități foarte mari de fum. O anchetă internă va stabili cum a reușit bărbatul recalcitrant să aibă acces la o sursă de foc, având în vedere că era separat de ceilalți pacienți și ar fi trebuit să fie supravegheat. Explicația managerului lasă însă de dorit. Cu ce a foc? Asta rămâne să vedem. Acum ai foc, ibrii, brichete, ce este posibil ca cineva să-i fi aruncat pe geam, nu știu. Președintele Klaus Iohannis a vorbit astăzi despre incidentul de la Slatina și a tras un semnal de alarmă. E nevoie de reformă, trebuie să intervenim. Trebuie să facem spitalele mai performante, mai sigure. De la teorie la practică este însă cale lungă. În ultimele luni, dezastrele în sistemul medical s-au ținut lanț, fără să fi fost găsit vreun vinovat. Zeci de pacienți au murit nevinovați în spitalele țării, în urma incendiului de la spitalul din Piatra Neamț, după focul de la Institutul Matei Balș și după tragedia din tirul ATI de la spitalul Victor Babeș. Ca un blestem de care pur și simplu parcă nu mai scapă sistemul sanitar din țara noastră, se abat toate aceste nenorociri asupra spitalelor și pacienților din România. Chiar în ziua în care adăugăm o altă astfel de dramă la lista și așa prea lungă, noul ministru al sănătății desemnat de USR Plus a depus jurământul în fața președintelui. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării. Doamna ministru, preluați astăzi un minister foarte complicat, Ministerul Sănătății. Sunt foarte bucuros că în coaliție s-a găsit un modus vivendi care ne dă tuturor speranțe că lucrurile de acum înainte vor merge și mai bine. Ioana Mihăilă este propunerea USR Plus pentru funcția de ministru al sănătății în locul lui Vlad Voiculescu. Numirea ei a fost agreată în coaliția de guvernare după multe zile de dezbatere aprinse în spatele ușilor închise. Abia aseară, spre miezul nopții, a ieșit fum alb de la Palatul Parlamentului, semn că partidele care au decis să continue guvernarea împreună au făcut pace. De 1 mai și Paște, cei care își petrec vacanța la mare vor fi obligați să poarte mască de protecție. Măsura se referă exclusiv la litoral și nu la alte locuri în care obișnuim să mergem pentru a face plajă, cum ar fi strandurile. Dar cu detalii ni se alătură colega mea Andreea Gurban, care e la guvern. Bună seara, Andreea, ești în direct, te ascultăm! Bună seara, Silvia, bun găsit, doamnelor și domnilor. Guvernul ia în discuție primele măsuri de relaxare de la data de 1 iunie și nu 1 mai, așa cum se dorea inițial. Ei bine, principala temă de discuție este legată de renunțarea la masca de protecție, începând cu data de 1 iunie, așa cum vă spuneam mai devreme, însă pe litoral, și aceeași măsură ar putea fi adoptată și în localitățile cu o rată de infectare mică. Acum e bine de știut că această măsură, dacă s-ar implementa, ar fi una dintre cele mai importante măsuri adoptate de guvernul lui Florin Câțu, premierul de altfel l-a și anunțat la începutul acestei luni că se dorește, odată cu noul sezon estival, revenirea treptată la normalitate. Vestea proastă este însă că cei care vor alege să petreacă mini-vacanța de 1 mai și de Paști pe litoral, aceștia vor fi obligați să poarte în continuare masca de protecție. Deocamdată acestea au fost informațiile. Silvia, înapoi la tine.
Îți mulțumesc, Andreea. Nu vom avea nevoie de declarație pe proprie răspundere în noaptea de înviere ca să ieșim din case, dar nu sunt permise în niciun caz petrecerile, avertizează premierul, după ce autoritățile au stabilit regulile după care se vor desfășura slujbele. De precizat este că, din pricina distanțării sociale, există riscul ca în bisericile unde nu este spațiu suficient, credincioșii să nu poată avea acces nici măcar în curte. În biserica noastră pot intra până la 150 de persoane, ca să păstăm cu regularitate propunerea făcută ca să fie acel perimetru de 2 metri între credincioși. Pe lângă asta, Biserica Sfânta Vineri Nouă din capitală are și o curte de circa 1200 de metri pătrați. Asta înseamnă că și aici au loc destul de mulți credincioși, astfel încât să fie respectate toate regulile. Părintele spune că în aceste vremuri de pandemie vin tot mai mulți și deja s-au învățat să poarte mască și să păstreze distanța, astfel că nu crede că va întâmpina probleme în noaptea de înviere. Nu trebuie noi de fiecare dată să le aducem aminte că trebuie să existe cei 4 metri pentru fiecare persoană. De fiecare dată ei se uită în jurul lor și când sunt mai mulți, ies prin rotație afară, deci am încercat să fim pedagog de școală nouă. Lumina sfântă va fi adusă ca până acum de la Ierusalim, în ziua de 1 mai, și va fi împărțită eparhiilor din țară. După ce preoții vor rosti îndemnul veniți de luați lumină, credincioșii sunt sfătuiți să nu se înghesuie, să rămână pe loc și să aștepte să treacă slujitorii altarelor pe la fiecare. De data aceasta nu se va mai primi lumina sfântă în biserică. De data aceasta, față de anii trecuți, noi ieșim afară. În fața bisericii se va da sfânta lumină și nu în fața sfântului altar. Deci va fi diferit un pic ca aspect fizic. De asemenea, ca să fie evitată aglomerația de după, în fiecare lăcaș de cult vor fi mai multe puncte speciale unde se vor împărți Sfintele Paști. Autoritățile țin să precizeze că orice fel de petreceri sunt strict interzise. În afară de circulație, totul este închis. Deci nu există restaurante, toate petreceri sunt închise. Deci nu este așa ceva. În ceea ce privește circulația, nu va fi nevoie de o declarație. Iar derogările sunt valabile doar pentru noaptea de înviere, nu și pentru restul slujbelor, cum ar fi deniile, care, potrivit ritualului creștin ortodox, se oficiază seara târziu, începând de la florii până inclusiv în Vinerea Mare. Slujbele din Săptămâna Mare vor fi organizate în funcție de restricțiile de circulație, iar în localitățile unde există o rată mare de infectare, atunci acolo slujbele vor fi organizate astfel încât credincioșii să poată ajunge acasă până la ora 8 seara, iar autoritățile recomandă ca procesiunile de florii să fie organizate cu o zi înainte și doar cu enoriașii din parohie. Pe 7 mai, când e prăznuit izvorul Tămăduirii, slujba de sfințire a apei va fi săvârșită în exteriorul bisericii, iar oamenii sunt sfătuiți să stea la circa 1,5 metri unul de celălalt. Multe dintre mezelurile românești care ajung la raft sunt fabricate din carne de pui adusă la prețuri de nimic, în special din Polonia, pe care occidentalii se feresc să o consume pentru că este de calitate inferioară. Vorbesc deschis despre această situație atât fermierii cât și specialiștii, dar și ministrul agriculturii. În tot acest timp, producătorii români se chinuie să exporte carnea premium de pui pentru că este mai scumpă și a ajuns să nu mai fie căutată în țara noastră. Urmăriți o investigație a Știrilor Canal de filmată și cu o cameră ascunsă. Produs în România, dar cu carne din Uniunea Europeană. Este una dintre practicile perfect legale la care apelează în ultima perioadă acei procesatori care vor să aibă costuri de producție cât mai mici. Tentați cel mai adesea să nu citim etichetele produselor, cumpărăm fără să știm ce mâncăm. E în afară, mi se pare corect. Asta ce e? Minciună? Nu ne minte ca român? Noi procesăm, la noi, deci, se face procesarea care... La noi ar trebui să ne spună adevărul. Dom'le, asta e de acolo, dacă îți convine mănânci, dacă nu, nu. Ne duce cu zahărelul. Că, vezi, Doamne, e de la așa și e de acolo. Asta este, ăsta e românul nostru. Nu o să țină cu noi, ține cu cei din afară. Se găsesc toate aceste produse de import ca materie primă pentru tot ceea ce consumăm. Și aici discutăm de, mai ales de produsele procesate din carne, produsele care se regăsesc de la cremvuși din pui până mai știu eu ce. Specialiștii mai spun că această carne de import este folosită inclusiv pentru fabricarea unor produse tradiționale românești. Din păcate, încă nu avem pe etichetare foarte clar de a pune și carnea de unde provine. Și acum, dacă tot cumpărăm un pui, poate, sau un produs făcut de un procesator român, tradițional românesc, nu știm dacă puiul respectiv vine din Europa, vine în afara Uniunii Europene sau este crescut în România. Îngrijorările nu sunt legate doar de originea exactă a cărnii de pui, pe care vocea vizată din domeniu și-o doresc menționată clar pe etichetă. Calitatea celei de import este, în multe cazuri, net inferioară celei pe care noi le dăm străinilor, spun și fermierii și specialiștii români. Exportăm calitatea întâia și ceea, din ce export, ceea ce importăm nu este o calitate chiar atât de premium. Produsele care sunt de calitate, și aici vorbim de
piept file și de astea, se duc în țările care caută așa ceva. Iar la noi vin produse de o calitate inferioară, care nu se vând în țările de unde provin și se aruncă pe piața românească. Adică o calitate slabă și la un preț de dumping, pentru că în principal carnea vine din Polonia și acolo este subvenționată, o subvenție mascată pentru a putea fi exportată în România la un preț foarte redus. Directorul de dezvoltare al unui abator ne-a explicat în detaliu de ce țara noastră a ajuns să importe aproape jumătate din carnea de pui pe care o consumăm, deși producătorii autohtoni se plâng că au tone de carne premium de pui în congelatoare. Cu siguranță procesatorii, adică având în vedere că pentru ei este un cost, este o materie primă, preferă carnea congelată, pentru că carnea congelată e mult mai ieftină decât carnea refrigerată și poate să-și o și stocheze. Pentru ei e mană cerească această carne care vine din import. Cea mai multă carne de pasăre de import vine din Polonia și o găsim chiar și ca atare la raft, nu doar în mezeluri. Pulpe congelate, țară de origine Polonia. Da, și asta e la fel, tot Polonia. Fermierii sunt disperați pentru că sub nicio formă, în condițiile actuale, nu le pot face concurență producătorilor din Polonia. Vine carne din Polonia sub prețul puiului în viu. Și atunci cum să-l mai... Noi nu vindem puiul cu pene pe el, îl vindem tranșat, pus în pungă, etichetat. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, cunoaște foarte bine situațiile. Și pe cea din Polonia sau alte țări din care importăm carne de pui, dar și ce se întâmplă în țara noastră. Există cantități mari de carne de pasăre din alte țări membre ale Uniunii Europene care vin la prețuri semnificativ mai mici decât prețul de producție pe care pot să-l obțină crescătorii noștri în România și încercăm să identificăm și care sunt acele mecanisme prin care se pot obține aceste prețuri foarte mici. Procesatorii întotdeauna vor lua produsele cele mai ieftine. Tocmai de aceea, asta este una din problemele sau din nevoile agriculturii românești, faptul că nu reușim să integrăm toată producția primară. Contactat de știrile Canal D, Sorin Minea, președintele Federației Patronatelor din Industria Alimentară, îi contrazice pe fermieri și pe ministrul agriculturii. Procesarea nu importă cantități mari din Polonia, neglijare. Și n-aș avea de ce să le import. Iar acuzele că procesarea încurajează asta mi se pare ridicol. Este totuși ministrul agriculturii și al industriei alimentare. Nu prea cunosc industria alimentară și nu mai cunosc cu ce se mănâncă în chestia asta. Iar să arunci pisica în curtea industriei este cel mai ușor lucru. Repet, nu există acest import de 40%. Proveniență EU pe un procesat înseamnă că materia primă respectivă provine din orice țară din comunitatea europeană, inclusiv România. Vestea că la raft găsim și produse românești care, de fapt, sunt făcute cu ingrediente de la străini, nu-i mai surprinde pe mulți cumpărători. Nu cred că se lasă păcăliți, cred că vor să fie păcăliți, toată lumea știe, nu cred că cineva vrea să se lase păcăliți. Ca să împiedice ca o astfel de situație să continue, Ministerul Agriculturii alocă peste 760 de milioane de euro crescătorilor de animale și păsări până în 2022, pentru ca aceștia să-și poată înființa propriile fabrici de procesare și spații de depozitare. Infractorii găsesc metode tot mai ingenioase pentru a-și păcăli victimele. Ultima găselniță a escrocilor a făcut ravagii în rândul utilizatorilor care vând diverse produse pe platformele de anunțuri. Hoții abordează vânzătorii pe WhatsApp și cer datele cardului bancar pe care îi golesc într-o secundă. Grav este că autoritățile nu prea reușesc să dea de urma infractorilor, care de cele mai multe ori sunt din străinătate. Sunt dispusă să plătesc acum, semnul exclamării. Nici măcar nu le-am văzut și ești dispus să pleci. Să ești dispus să plătești. Cum? Voi înregistra livrarea pe site-ul OLX și dumneavoastră veți primi plata pe contul bancar. Curierul va livra de la ușă la ușă. Păi ce treabă are curierul cu plata în contul bancar? Așa sună unul dintre mesajele primite de o persoană care dorește să vândă ceva prin intermediul platformelor de anunțuri. În realitate este vorba despre o înșelătorie. Ca să-i demascăm, am postat și noi un anunț pe platforma OLX. După ce am postat anunțul, am fost abordat pe WhatsApp de mai mulți indivizi cu numere de telefon din străinătate. Toți își atribuiau identități false, iar pentru a fi mai credibil, unul dintre ei și-a pus la poza de profil o imagine cu o femeie și un copil.
Acum îți voi explica totul, nu este nimic dificil în asta. Plătesc eu livrarea, voi face plata prin OLX și se va emite un link pentru ca să primiți banii în contul dumneavoastră bancar. După ce îi primiți, curierul vă va contacta. Ești din București? Bine, o să vă dau un ordin de primire a plății și o să primiți banii direct pe card acum. Este simplu. După ce ne-am înțeles la preț cu presupusul client, ne-a trimis un mesaj cu un link către o pagină falsă, dar care la prima vedere seamănă cu cea a unei cunoscute companii de curierat. Acolo erau cerute datele cardului bancar, care nu trebuie comunicate la întâmplare sub nicio formă. Cu toate acestea, am vrut să vedem cât de departe va merge escrocul, așa că am introdus datele cerute. Imediat am primit mesaj din partea băncii. Hoțul a încercat să retragă bani din cont. Ai înțeles greșit. Acestea vor înghețat timp de un minut, după care veți trece verificarea. Și banii mei vor fi disponibile pentru tine. Am plătit deja pentru bunuri și banii au fost debitați din contul meu. Trebuie să îi acceptați. Dacă anulez tranzacția, trebuie să plătesc 100 de lei penalizare. Trebuie să verificăm dacă linkurile pe care le accesăm mediul online se află pe pagina oficială a site-ului pe care îl vizităm și nu pe o pagină cu o denumire asemănătoare. Când avem de primit bani în cont, este necesar contul IBAN, format din 24 de caractere și nu de numărul de card, da, format din 16 caractere și prezent pe cardul fizic, data de expirare sau codul de securitate aflat pe spatele cardului. Mulți au căzut însă în capcană, iar apoi au depus plângeri. Am văzut un vârf al acestor reclamații undeva în decembrie. Atunci am văzut cam 2500 de etichete raportate de utilizatori care ne-au raportat aceste situații. Pe OLX, singurele produse care se pot plăti cu cardul sunt cele pentru promovarea anunțurilor. În niciun caz nu se folosește un card pentru încasarea unor sume de bani. Cele două companii au lansat și campanii alături de poliție pentru a putea combate acest fenomen. Anchetatorii au descoperit că în spatele înșelătoriilor sunt indivizi din străinătate care reușesc să-și ascundă urmele cu ușurință după ce au pus mâna pe bani. Autorii sunt din afară. Este un mod de operare, s-ar putea să sune ciudat, care a fost creat și care este la vânzare pe platformele de pe Dark Web. Adică, ipotetic, cineva poate să cumpere scenariu de pe care poate să-l folosească ca să acceseze acest mod de operare. Dacă cădeți pradă unei astfel de înșelătorii, este important să contactați de urgență banca unde aveți emis cardul, pentru că banii pot fi recuperați doar dacă tranzacția nu a fost încă procesată. Nu în ultimul rând, este important să vă adresați și autorităților. O lăcomie, asta susține înalt preasfințitul Teodosie despre cei care mănâncă fructe de mare în post. Sunt niște vietăți, afirmă celebrul arhiepiscop al Tomisului, care îi îndeamnă pe credincioșii ce se abțin de la carne și lactate să taie de pe listă și crustaceele. Dilema fructelor de mare consumate în perioada postului este amplu dezbătută, iar enoriașii de pe litoral spun că e greu să te abții de la asemenea bunătăți când restaurantele sunt pline de preparate de acest fel. Salata de creveți, pastele cu fructe de mare, scoicile de toate felurile și caracatița pe plită sunt toate preparate delicioase, la mare căutare, mai ales în Constanța. Doar că pe cât de gustoase sunt, pe atât de păcătoase devin, dacă sunt consumate în post. Asta susține înalt preasfințitul Teodosie, care îi consideră lacom pe cei care le mănâncă în această perioadă de abstinență. E foarte limpede că nu-s de post, pentru că acelea sunt niște ființe. Nu-s fructe. Chiar dacă n-au sânge, cum se spune. Ei, atunci o să... O să-l urmăm în sfatul lui și asta e. Declarația fermă a cunoscutului arhiepiscop a împărțit constanțenii în două tabere. Unii dau dreptate, dar alții... În Grecia de astăzi se pot consuma produsele din mare fără sânge. În categoria asta intră caracatița, calamarul... Scoica. Scoicile, midile. Preoții greci sunt într-adevăr mai permisivi în post, dar înalt preasfințitul Teodosie nu. Faptul că n-au sânge nu le fac să fie de post, la fel cum nici lactatele nu sunt. Când unde ați văzut sânge în lapte și în brânză? Este un fel de... Am zis șmecherie, dintr-o lăcomie. Proprietarii de restaurante din Constanța spun că, în ciuda faptului că este post, clienții comandă mai mult ca niciodată fructe de mare. Consumul nostru este chiar același și chiar puțin mai bine. Într-adevăr, recunoaștem că poate miercurea și vinerea scade mai ușor consumul în general la tot ce este de origine animală. Postul Paștelui este considerat cel mai lung și mai aspru post din an. Durează 40 de zile, timp în care, pe lângă abstinența de la mâncare, sunt interzise totodată și nunțile, dar și botezurile.
Vaccinarea se face de astăzi și din poartă în poartă. Prin sate vor umbla mai multe caravane unde localnicii se pot imuniza, deocamdată doar cu serul Moderna. Un astfel de centru mobil a fost inaugurat în sudul țării, însă oamenii nu s-au prea grăbit să se vaccineze. O să mergeți să vă vaccinați? Nu. De ce? Da? Pentru că nu vreau. De ce nu vreau? Nu vreau. Vreau să stau așa cum sunt. Dar de ce vă e teamă? Mă e teamă, nu știu. Nu vreau. Ca pe cel mai mare rău vede această femeie centrul de vaccinare improvizat la doi pași de casa ei, în Afumați, județul Ilfov. Corturile au răsărit dis de dimineață și au stârnit teamă în rândul celor care refuză să se vaccineze. Până ați văzut că a murit în cauza la injecție. Păi am văzut, asta vă întreb. A făcut acolo și acasă a murit. Mi-a murit un cumnat la Timișoara, la Arad, chinuit și a murit. Cum a făcut vaccinul, a murit. Și nu prea ați vrea să vă... Nu știu, mi-e frică. Nu, pentru că mi se pare că dacă avem un stil de viață sănătos, nu avem cum și imunitate foarte bună, nu avem de ce... Mie una masca mi-a cauzat. Dacă mă auziți cum vorbesc și nu vorbeam așa înainte, și momentan nu cred că este atât de util la vârsta noastră, în categoria celor tineri. În primele ore scurse de la deschiderea centrului s-au vaccinat aproximativ 30 de persoane. Mai mulți s-au adunat să asiste la discursul președintelui. Sunt foarte mulțumit de cum a decurs campania de vaccinare până acum și pregătirile pentru această etapă s-au făcut într-un timp record. Pe de altă parte, sunt foarte bucuros să văd că deja multă lume vine efectiv la vaccinare. Când am ajuns la intrare, deja au fost câteva zeci de persoane care abia așteaptă să intre la vaccinare. Caravanele campaniei de vaccinare străbat deocamdată doar 7 județe: Arad, Bacău, Constanța, Ilfov, Maramureș, Mehedinți și Sibiu. În alte 7, unde există spații optime pentru imunizarea celor de la sat, vor ajunge doar cadrele medicale. Pe Tataia Simion, vestea l-a bucurat. N-are cine să vă ajute, am venit singur. Sprijinit doar într-o cârjă, bătrânului i-ar fi fost greu să străbată cei 40 de kilometri până la Sibiu. În schimb, până la Căminul Cultural, vârstnicii au făcut doar câțiva pași. Dacă n-ai făcut vreodată vaccin, ați avut reacții? Nu, cât acolo la școală. Ca să se vaccineze cât mai repede, bunicii din comuna Marpod au venit în mânecă scurtă. Medicii le-au administrat serul companiei Moderna. Am 73 de ani, am fost 5 minute bolnavă. Și v-ați hotărât să vă vaccinați? Da, da. Asta este o mană cerească pentru noi bătrânii. Nu trebuie să mai umblăm pe nicăieri, nu trebuie să ne mai chinuim cu programările alea telefonice, cu coduri, cu nu știu ce și nu știu cum. Și azi am fost printre primii că am zis să știu că facem. La țară stăm greu cu deplasările și nu știm să lucrăm la aparatura asta modernă cu internet. Deci programările erau greoaie. Acum, cine o inițiat treaba asta, să-i dea Dumnezeu sănătate. Conform celor mai recente date oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, de la începutul campaniei de vaccinare au fost imunizate aproape 3 milioane de români, dintre care puțin peste 1,5 milioane au primit ambele doze ale vaccinului. Dezvoltarea imobiliară capătă accente tragicomice în capitală. Am descoperit o cale de acces către mii de apartamente, numai lată decât umerii unui trecător. E folosită zilnic de locuitori dintr-o zonă considerată de lux, unde s-au construit, atenție, legal, blocuri lângă case, deși străzile sunt înguste, iar trotuarele, ca vai de ele, sunt oricum blocate de mașini. Priviți această imagine. Mai e nevoie de vreo explicație? Iată cât de îngust este acest culoar. Sărămâna, cum vă descurcați pe aici cu această cale de acces? Foarte greu, dar n-avem ce face. Bun venit lângă Politehnica din București. Spărtura între cele două garduri joacă rol de cale de intrare și ieșire către o zonă cu peste 1000 de apartamente, firme private și mai multe case. E o zonă scumpă, unde locuințele trec de pragul de 100.000 de euro. E o problemă mare, eu trebuie să ajung undeva în spate, nu există niciun trotuar și au închis și Politehnica acum. Nu știu dacă eu, adică chiar nu e ok, un cărucior nu încape cu siguranță. Da, nu e bine. Da, bicla sigur nu încape. Trecem prin gaura dintre garduri, lată cât umerii unui om, și descoperim o zonă în care dezvoltarea imobiliară a explodat. Pe lângă casele din această zonă, chiar și în gardul Politehnicii, răsar tot mai multe blocuri. Acum ne așteptăm să fie aglomerație foarte mare, au venit blocurile astea două,
Vă dați seama ce o să fie cu mașinile, că nu toți au locul de parcare. Străzile sunt înguste, așa că nu e simplu nici pentru șoferi, nici pentru pietoni. Mașinile s-au blocat pe stradă, doamna cu căruțul s-a blocat pe trotuar. În altă parte a orașului, sute de oameni locuiesc într-un bloc din care ies într-un bulevard aglomerat, fără trotuar sau treceri de pietoni. Când au cumpărat apartamentele, au intrat prin curtea unei fabrici, dar aceasta s-a închis. Acum sunt forțați să meargă printre mașini sau să traverseze neregulamentar. Foarte periculos, dar nu avem alte alternative. Am înțeles că este o problemă cu bucățica aceasta de teren, care nu o recunoaște nici primăria, nici dezvoltatorul. Primarul sectorului 6 vrea să schimbe regulile. În locul unui plan urbanistic pentru întreg sectorul, propune mai multe puzuri pentru fiecare cartier, iar dezvoltatorii imobiliari ar urma să fie obligați să investească și în infrastructură. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie ca în Germania. În momentul în care te-ai apucat să tragi, să faci un ansamblu rezidențial, trebuie să ai apă, canal, electricitate, drumul tras până acolo, dacă e acolo o școală. Nimeni nu întreabă dacă e un parc, nimeni nu întreabă dacă e o creștere, dacă e o secție de poliție. Planurile urbanistice pentru fiecare cartier urmează să fie dezbătute inclusiv cu dezvoltatorii imobiliari. În acest moment, puzurile a 5 sectoare sunt suspendate pentru o perioadă de un an. Cozonacul, acest deliciu tradițional nelipsit de pe masa de sărbătoare a românului, are gust în funcție de preț. Ne-am convins de asta după ce un specialist a analizat mai multe produse din comerț. Cozonacul de 10 lei este plin de prafuri și aditivi, în vreme ce unul frământat cu ingrediente naturale și proaspete în brutăriile artizanale ajunge să coste și 100 de lei. Am cumpărat 3 cozonaci, 2 cu nucă, rahat și cacao din supermarket, care au costat 8, respectiv 15 lei, și unul dintr-o brutărie artizanală pentru care am plătit 100 de lei. Ne întâlnim apoi cu inginerul în alimentație Alexandru Cârâc de la Universitatea Politehnică, care va analiza minuțios produsele. Diferențele dintre cozonaci se văd cu ochiul liber de cum îi scoatem din ambalaj. Se vede diferența inclusiv la calitatea prafului de cacao utilizat. Se vede aspectul exterior diferit. Și chiar se simte, chiar și cu mască, diferența de aromă. Dacă ne uităm pe etichetă, diferențele sunt mult mai mari. Pe lângă ingredientele pe care le-ar conține în mod normal un cozonac, făină, ouă, lapte și unt, găsim zeci de aditivi și euri. Tocmai din acest motiv, cozonacii din magazine au termen de valabilitate aproximativ 6 luni, în timp ce cei din brutării doar 7 zile. Are o cantitate mai mică de, să spunem, de umplutură. Decât scrie pe etichetă. Din aspectul actual, pe etichetă scrie 35%, nu pare a avea 35% umplutură. Are multe lucruri pe care o gospodină nu le-ar pune niciun caz în cozonac. Este normal pentru un produs industrializat să conțină benzoat, sorbat, aditivi nu tocmai plăcuți, să spunem, pentru consum. Vedem și coloranți. Toți acești aditivi nu sunt toxici pentru oameni dacă sunt consumați în cantități mici. Dacă vrem însă cozonaci din ingrediente naturale și proaspete, brutăriile promit produse de calitate, dar și prețurile sunt pe măsură, de la 60 de lei în sus. În primul rând sunt făcuți cu maia, nu cu drojdie. Lucrăm cu zahăr brut și unt și nuca aleasă de noi. În funcție de dorința clientului putem să ne modelăm, putem să facem cozonaci cu nucă și cacao sau cozonaci doar cu mac sau doar cu rahat, chiar și simpli. Însă, pentru mulți, prețul dictează. Astfel că tot în magazine e forfotă uriașă după cumpărăturile de Paște, printre care, evident, tronează cozonacii. Iată, de pildă, ce buluc de lume a fost în Ploiești la un supermarket. Contează prețul? Contează și prețul. Contează. Cam cât ar trebui să coste un cozonac? Păi mai mult de 10 lei să nu coste, că am o pensie mică, mâncă ori mama și... Are multă cremă. Cât costă acesta? 14 lei. Pe asta l-aș cumpăra, să știi. Pe cuvânt, pe asta l-aș cumpăra. Uite cât de multă cremă are. Și preț e foarte bun? E avantajos. Doar acest supermarket estimează că va vinde 500.000 de cozonaci în preajma sărbătorilor de Paște. Lemnul, piatra și lumina integrate în fiecare încăpere au transformat apartamentul unui cuplu din Brașov în locuința visurilor. Cum elementele din natură se regăsesc tot mai des în casele românilor, un arhitect s-a asigurat că mediul natural se potrivește perfect în interior. O altă idee e curajoasă pusă în practică în altă casă a fost îmbrăcarea pardoselii a peretelui și a tavanului cu parchet.
Soții Radomir au cumpărat două apartamente într-un complex rezidențial nou din Brașov, pe care au vrut să le transforme din locuințe banale în case de vis. În apartamentul în care tinerii locuiesc, arhitectul Mihail Neagu a creat un concept inedit. Zona de living și bucătărie a transformat-o într-o peșteră confortabilă și utilă. Elementul care caracterizează toată zona este acest ritm al elementelor de lemn. Putem vorbi despre aproximativ 130 de lamele de lemn, toate diferite, după cum observați, ele au fost executate aici pe o zonă curbă. Oglinzile accentuează senzația de spațiu, iar diferența de nivel dintre beton și lemn creează impresia că încăperea este foarte înaltă. Punctul de atracție al apartamentului de 50 de metri pătrați este dormitorul minimalist. Au apărut aceste trepte pentru a accentua faptul că patul începe mai degrabă de la ultima treaptă, nu... Patul nu este în sine doar salteaua. Aici am crede că e un perete, dar nu e așa. Nu e, din fericire. Vorbim de o zonă de dressing. Ne bucurăm că s-a respectat ideea aceasta de avea un dormitor minimalist, un dormitor în care să ne simțim odihniți. Ideea de lumini care pleacă de pe pardoseală și se ridică cumva pe perete ne ajută foarte mult pe noi să ne simțim relaxați. Într-un alt apartament al familiei Radomir, lemnul se regăsește în fiecare încăpere. Aici arhitectul a gândit un concept inedit pentru folosirea parchetului. Aici vorbim despre parchetul care se continuă de pe pardoseală, apoi pe perete și apoi pe tavan. Tot așa în ideea de a crea un fel de coajă sau un fel de capsulă de stat. Parchetul continuă pe toată lungimea spațiului comun definit ca fiind zona de dining, bucătărie și living. Culorile predominante sunt alb, gri și maro. O nuanță caldă de roz din zona de living completează perfect atmosfera confortabilă a apartamentului. Acest apartament de 60 de metri pătrați are două dormitoare, două băi, dar și o zonă de living deschisă cu bucătărie. Turiștii care ajung aici pot să închirieze apartamentul cu 85 de euro pe noapte. Pentru știrile Canal D, Adrian Jătăreanu și Ionu Stenie. Precis la ce să ne așteptăm noi de la vreme, ne va spune colega mea Anca Ciota. Este deja în studio. Bine ai venit, Anca. Te rog, ce date ne dai? Bună seara, Silvia. Alții fug de căsătorie și ei s-au căsătorit de 4 ori. Da, uite, vești bune pentru că se încălzește, dar sunt anunțate și precipitații, nu în toată țara, iar la munte să știți că încă mai sunt condiții de lapoviță și nisoare. Vin cu toate detaliile despre ploile de mâine la meteo. Îți mulțumesc, Anca. Așteptăm și detaliile. Doamnelor, domnilor, jurnalul se oprește aici, însă dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, trimiteți-ne informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753123133 sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le veți găsi negreșit pe site-ul nostru știrilecanalde.ro și nu uitați să intrați pe pagina noastră de Instagram știrilecanalde.ro. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept mâine, de la ora 19, cu știri. O seară frumoasă vă doresc tuturor. Toate cele bune! Bună seara, dragii mei! Astăzi vremea s-a încălzit ușor, dar din păcate atmosfera a rămas mohorâtă. În nord-vestul țării a plouat, iar în restul teritoriului cerul a fost variabil, cu orări mai accentuate spre seară, când au fost precipitații cu tunete și fulgere. Maximele zilei au oscilat între 12 și 19 grade. La noapte cerul va fi variabil, cu orări în nord-vestul țării, unde va ploua. În zona înaltă de munte din Carpații Orientali se vor semnala precipitații mixte. Minimele nopții vor fi cuprinse între minus 1 grad și 9 grade cu plus. Mâine, vestea bună e că vremea se mai încălzește. Mai sunt anunțate condiții de ploaie în nord-vest, centru și nord, unde se vor semnala averse cu tunete și fulgere. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu orări pe arii restrânse. La altitudini mari avem condiții de lapoviță și nisoare, iar vântul va sufla cu putere. Maximele se vor încadra între 13 și 22 de grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea se încălzește, iar cerul va fi variabil. Sunt anunțate ploi, dar pe arii restrânse. Vor fi 17 grade în Târgoviște, 20 de grade în Călăraș. În Transilvania avem parte de vreme închisă, dar vestea bună e că temperaturile sunt în creștere, iar maximele urcă până la 16 grade în Sibiu, 18 grade în Alba Iulia.
În Moldova ne așteaptă o zi plăcută. Ne bucurăm și de intervale cu soare, iar maximele urcă, iată, până la 20 de grade în Iași, 20 de grade și în Focșani. În vestul țării, cerul va fi înorat în mare parte, iar șansele să plouă sunt foarte mari, ba chiar vor fi precipitații cu tunete și fulgere pe alocuri. Maximele urcă până la 18 grade în Timișoara, 15 grade în Baia Mare. În Oltenia, vremea va fi instabilă, cu precipitații care vin la pachet cu descărcări electrice. Termometrul va indica 19 grade în Slatina, 19 grade și în Târgu Jiu. În Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare, iar termometrul va indica maxime de până la 19 grade în Tulcea, la fel și în Sulina. În capitală a fost o zi plăcută, cu soare și doar acum spre seară sunt anunțate precipitații. Maxima a urcat până la 18 grade. La noapte avem cer variabil, iar minima coboară până la 4 grade. Mâine să știți că temperaturile sunt în ușoară creștere, însă soarele va fi destul de scump la vedere, cerul va fi predominant înorat. Maxima urcă până la 21 de grade. La munte, norările vor fi accentuate, în special în masivele vestice și nordice, unde pe arii extinse vor fi ploi cu descărcări electrice. Maximele urcă până la 8 grade în Sinaia, 6 grade în Semenic. Acum prognoza meteo personalizată. Elena m-a întrebat cum va fi vremea pe 22 aprilie în Focșani. Maxima ajunge până la 22 de grade, iar șansele să plouă sunt foarte mari. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, tot ce trebuie să faceți e să îmi dați un mesaj pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme!